dragilor, după cum vă spuneam, vă voi spune în momentul în care voi merge în vizită la familia mea. Și acum mă aflu în zi, aștept să vină avionul ca să pot lua zborul către Londra. După cum vă spuneam, am spus că vă voi ține la curent cu momentul în care voi merge să mă revăd cu familia mea și uite că a sfârșit în sfârșit acest moment și sunt în drum spre ele. Vă pup și rămâneți la curent cu noi noutăți. Și am ajuns și în Londra. Say hello! Ba da, vă pun pe vlog. Ce faci, Marian? Ha? Nu mai știi drumul? Mă știu. Nu mai știi? Bună dimineața, unde mergeți? Cu ploaie. Prima zi în Londra și prima ploaie. Oh, I don't believe. Unde? Hai. Oh, alo. Mergem la școală. Ne-am trezit dis de dimineață să mergem la școală. N-avem noroc. Da. Mergem la școală. Uite ce largă. De aia ți-ai luat umbrela aia ca să te văd. Mi-am dat eu seama. N-ai vrut să mi-o dai mie. Gata, am ajuns la școală. Adevărat, și noi ne grăbeam să ajungem. Ziceți? Da? Bine, pa! Nu ne spui pa? Hai, du-te! Ne-am hotărât să mergem la o scurtă plimbare prin Londra. Chiar dacă vremea de afară nu prea ținea cu noi, am spus totuși ca să nu ne lăsăm intimidate de timpul de afară foarte ploios și să mergem la o mică plimbare. Încet mergem și noi la o plimbare frumoasă prin Londra, chiar dacă plouă, în vremea asta nu ne ține în casă. Din prima zi am zis să profităm de timpul frumos de afară, dacă putem spune așa, și să ieșim la plimbare. Așa o vreme frumoasă, numai de ești în parc, nu aveam chef. Da, ca să vedeți voi. Iubești cafea? Iubești cafea? Iau ciocolată caldă, dați ceva. Nu vreți? Ce fain e. Stai să văd acum. Să văd ce vreau. Șlegeam.
tărâmul veverițelor am venit. Uitați câte veverițe sunt. Ne-am întors din nou la școală. De data aceasta să luăm acasă. Hai, Michi! Te plouă! Ce faci? Dimineața. A doua zi. De dimineața mergem la școală. Singurele. Trebuie să mă țin drumul. Nu e așa? Eu știu drumul de plătoare. A, mă înveți pe mine. Yes or no? Yes. You can speak in English, please? Okay. So, where do we go now? I'm going to Plaza Primary School. Oh, nice. And you like this? How is it, the school? It's good. I miss my repasseur. I don't like it because it's raining. Today was raining and it was wet. Ce faci, Michi? Mergem acasă la școală. Cum a fost la școală astăzi? Bine. Ce ai învățat? Am învățat un fel să... La engleză noi am desenat o poveste și la matematică am făcut sport și la matematică am făcut ceva cu ceva să faci cu mii. Cu mii, 2000. Avea acolo niște chestii și acolo avea, scria câte are înăuntru. Și un avea 100, 1100. Și tu, pur mă, trebuie să spuneai cu câte e egal toate. Trebuie să le pui așa și tu să zici câte e egal. E egal cu 1200. Superb! Bravo! Cam atât a făcut astăzi la școală. Ce putem să vă spunem? Mâine, din nou! Ne așteaptă 9 zi. La... Hai! Ba? Nu? De ce nu-ți place? Pune-ți alta. Ce faci, Miche? Ești la cumpărături? Da. Ce cumperi? Ce vrei să-ți cumperi? Înghețată. Înghețată? Doar atât? Să haine. Să mă pun solciuri. Să dulciți haine. A? Să dulciți haine. Să dulciți haine? Da, dulciți haine. Dulciuri nu scoate, că o să scad toți dinții. Nu. Ba da. Ba da. O nouă zi, o nouă zi de plimbare. Asta nu știu pe unde mai ajungem. Unde mă duceți? Mergem să ne plimbăm. Mergem pe șaurile. Nebele mici. Nebele mici. Aici e zi. Vă pupă bebele mic. Bebele mic vrea să iasă mareta. Vrea să iasă să mergem la o plimbare, bebele mic. Să mergem prin parc să ne plimbăm. Vă pup și ne auzim mai târziu. Seara pe răcoare am ieșit să ne plimbăm. Nu-i așa? Bună, dragilor! Zi! Zi, mă! Bună, dragilor! E niște strafuri? Veniți?
Și unde merge Michi? În strat. Ce să faci? Unde călătorim noi? La bunica, la lucru. Ce să facem acolo? Să vedem. Da. Cum este afară? Îți place vremea asta? De afară, de la urmă. Nu. Ne plimbăm și cu... Bunica. Ce ne plimbăm? Din păcate, această săptămână, alături de familia mea pe care am petrecut-o, a luat sfârșit mult mai repede decât mă așteptam. Cam aceasta a fost scurta mea vacanță petrecută alături de familia mea. O să revin cu drag. Dragii mei, am ajuns într-un final și la aeroport. Sper că v-a plăcut vlogul meu și vă aștept să dați un like, subscribe și un comentariu. Și nu uitați că voi reveni cu un nou vlog în momentul în care se va naște și cel mic.